Atmosfera unui oraș este dată de clădirile sale reprezentative, dar și de modul în care acestea sunt întreținute. Din cauza crizei economice, primul afectat a fost sectorul imobiliar și nu doar construcția de apartamente a scăzut, ci au dispărut treptat și disponibilitățile financiare pentru renovare. În aceste condiții, un sătmărean, proprietar al unui imobil situat în centrul municipiului, dorește să își asume singur costurile refacerii clădirii, dar nu reușește să obțină autorizația de construcție. Certificatul de urbanism de 2 ani mi s-a expirat, am avize de la cultură, am avize de la mediu, de la pompier și îmi cere de la... Pentru că acolo este o problemă. Problema e, se regăsesc încă 3-4 proprietari. Sătmăreanul, prins în hățișurile birocrației, a cerut ajutorul prefectului. Deși imobilul are doar 2 apartamente pe extrasul de carte funciară, figurează 4 proprietari. Prefectura încearcă să-l ajute prin a identifica pe ceilalți 2 presupuși proprietari care nu sunt de găsit. Cum vedeam, solicita poliției să identifice locatarii de acolo și dacă locuiesc, nu locuiesc, care situația, ne faceți un memoriu. Imobilul care ar trebui renovat se află în Piața Libertății, o zonă bogată în monumente arhitecturale și care este un punct de atracție pentru turiștii veniți să viziteze orașul nostru. Practic, parcul central este flandat de clădiri cu valoare de monument care au fost construite la începutul secolului trecut. Hotelul Dacia, Casa Albă, dar și Casa Breslei Cizmarilor, care datează din 1830. Renovarea fațadei clădirii nu ar face altceva decât să sporească atractivitatea zonei.